Ghișeele și caseriile primăriei Suceava vor fi deschise luni începând cu ora 8. Guvernul a adoptat miercuri ordonanța prin care dă administrațiilor locale mână liberă să majoreze sau nu taxele și impozitele locale. Aleșii locale rădăuțeni au decis în ședință ca taxele și impozitele locale pentru anul 2013 să rămână la nivelul din anul trecut, numai pentru contribuabilii persoane fizice, în cazul persoanelor juridice acestea fiind indexate cu 16,5%. O parte dintre taxele speciale nu vor fi indexate cu cele 16,5%. Începând de vineri 11 ianuarie, fălticenenii vor putea plăti taxele și impozitele locale. Aleșii locale au aprobat în unanimitate propunerea executivului în ceea ce privește păstrarea valorii impozitelor și taxelor locale la nivelul anului 2012. Totodată s-a menținut reducerea de 10% pentru persoanele fizice și juridice care își achită integral impozitele pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport până la data de 31 martie 2013. Fălticenenii care dețin în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri majorat după cum urmează, cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 300% pentru cea de-a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.